la cameră. Extraordinar. Extraordinar, George. Amenilor, după cum vedeți... Ce, George, pe cine ai pus să sune? Poliția. După cum vedeți, amenilor, George mâncava al Dumnezeu barbă bombardier. Leana Sarmale, pune la George Sarmale. Că îi dor de sarmalile aia. Înțelegi? Îi dor de sarmalile. Spune și la peții. Mai sunt sarmale, dacă nu desenează la păhântie. E extraordinar. George, aventuri, cât ai lucrat în Germania? Concediu, mă duc înapoi. Omule, tu la pompierul nimica. N-ai fost, n-ai ajuns pe la el. Da? Așa, un weekend, unchiule. N-ai vorbit. N-ai avut numărul lui de telefon. Da, pune-le tu. Sigur, nu mai întreba, pune-le. Tu, dacă eu zic pune, nu mai întreba. Dacă îl întreb, dacă vrea, dacă nu. Obligat mâncă, obligat. Din astea nu mâncă, că acasă... Acasă îi face în era, făcut și în era sarmale. Da. Acolo carne au dispărut, au rămas barza. George, ai cunoscut itinerarul? Bine, adică nu, bine. Da? Dar cum vorbeai cu neamță? Păi nu vorbeai. Pe la pachetul, de fapt, ce să mai ăsta că s-a învățat în două luni de zile, l-a învățat timp în Italiei la fluier. Auzi, cum? Să-și la vecini, Gio. Nahbar. Cum? Nahbar. Ca să-și Dumnezeu ăsta. Ăsta ar după dar. Să-și pe 5 și 4. Să-și pe 5 și 4, altceva. Da? În germană? Hallo. Pachet for Nahbar, ciao. Extraordinar. Așa că eu sunt pe Duluș. Eu sunt pe pompierul. Pompierul lucrează noapte. Bă, și da, o zis că pompierul. Păi o zis pompierul că acum după ăsta nu mai lasă oamenii la lucru românii. Unde? După ce? După... Sărbătorile astea. Că poate, dacă nu ai contract. La amândoi le-ai pus acolo în farfurie. Nu, că la George dau bine, la poți că nu vrei să armale. Tu ești... Du-te, da? Nu răspund. Nu e și prăjitura de aer care îmi place mie. Cu prăjitura mai ușor, că vezi că... Bă, George, bă... Dar bine, mă, aventuri, paine de cauciuc, poliție, opriri, nimic. Serios, am putut nimic. Gagică? Nu, de fapt, nici serios. Ha? Nu vorbi. Aia, este jos. Leana, dar într-un blic la amândoi le-ai pus. Gică? Încă. Nimic? N-ai. Nu? Sport mai faci? Ai făcut în Germania? Eu sunt închis sala, de două luni jumate. Da? Și acum mai am închis tot. Vin la magazine, supermarketuri, ce e necesar. Nu, mai înapoi, dar se deschid. Ce mașină ți-o da nemță să lucri? Bă, ce mașină lucri? Mașină nouă, 16 km, un Vito. Vito, cum a avut pompierul Mercedes. Extraordinar, direct pe Mercedes ce-o fost. Aici erai pe Golf, din ăla, ce mai ai avut ultima? Opel. Tare. Dar ai auzit că mă te-a fost cerut în căsătorie? Peții, știi ceva? Nu. Ha? N-ați fost de față. Nu în public o cerut-o. Da?
Ți-ai fost plecat? Am văzut numai pe cu tău cu varză peții mâncălec. Asta e varză de aia șmecheră. Asta e 160 de euro varza. Și n-are numai 4 frunză. Să nu înțelegi că aia e. Gâți, gâți. George, dar tu nu mânci sarmale. Nu, că am mâncat. Mă duneau o jumătate și o chestie de poftă atât. A? O jumătate de-a mâncat de mult. Extraordinar. Bine. Salariuțul urlă sau ia genial, vai. E ok. Da? Bun. Chiar, e ok. Am văzut că sunt chiță păcănelile, dar dacă te uiți deja pe balcon. Dacă ăsta îți dau cu drumul, și auzi. Bagi 1 milion, dacă pierzi, îți dau 50 de lei înapoi. Dacă câștigi, cât câștigi, atât îți dau. Înțelegi tu? Da. A. Vezi că vă pune Magheran, să vezi. Ce? Magheran. Ai văzut, George? De asta n-ai băut tu în Germania. Că e tare. E acolo? Da. Mi-o conduc. Nu are nimic. Noi, băi, că nu-i sufli și, sufli și nu prinde. Câte luni ai stat acum în Germania? 5. Ai de capul meu ce... O plâns, mă, dacă când te-o văzut. Așa l-am spus pe ea. Dar o plâns? Eu, în jur de ele, nimic? Cu bucurat. Ha? Să? Tată, tu ce faci? Da, să e bine. Bun, e că mi-a tăt acasă. Tot. E bun. Să-ți găsești un nemțaică, George? Nu mă tăpă. Înțelegi? Vreți să știe, dacă se poate, să știe din neam de tenismeni. Înțelegi? Și tu să le dai game-uri. Game-uri la da. Că vezi că pe aici e sărăcie. Tu sărac, îți mai găsești una săracă, vă mănâncă molima. Bă, dar câte sarmale ai pus? 3? Da. Extraordinar. Cum zice ăștia că nu li foame, nu ne trebuie, nu ni foame. Aveți grijă să nu luați astea, că vedeți, nu am una din asta. Ați văzut, din cercei Lulian am făcut, din astea că n-am avut. O făcut din alea la șervețele. Asta e bine, George. Chiar e ok, momentan. Nu ți-a fost frică de problemele astea pe acolo? Cu virusul sau? Da, da, da. Oh. Imun. A? Eu sunt imun. Da? Bun, George. Păi îți dai seama la câtă piadină ai mâncat. Lovești. Lovește așa ușor câte o chiftea, câte una alta, serios, nu? Serios. Uite, astea ne-ați cu, din ăla cu ton, dar e foarte. E foarte bun, George. Ușor. Da. Nu știi că în Italia am mâncat prima dată. Mai ții minte când eram eu, tu și fata lui Leona de furam de la magazin? Avea aia părul mare, crezi, e așa în ea. Când fugea așa, e să le împărânță. Cu hainile în brață. Aoleu, de la Nino. Da, așa până. M-am dat drumul la muzică tare. Da. Zicea Nino, mă, dar unde sunt hainele? Zice, mă, înainte erau plini rafturile, ce erau numai hainele, așa rapide de spart de aici. A fost ceva din aia, întreba pe aia care vindea acolo. După ce am băgat-o pe Leona să vândă, să lucre acolo. Zic, tu, lasă așa, lasă. A doua zi, zice, uite, măi, cu piticul ăsta de aici, că vine și ea se face cu, avea la bermude pe el. Fa caldă, fa caldă. Zice că fa caldă, face. Îi trebuie anioșcă. El vedea un pitic gras. Uite, românii, duminică, gata.
Duminică, ce e astăzi? Marți, miercuri, joi. De duminică începe să ne iei. George, nu știi să povestești nimic, au de o aventură. Bă, dar, bă, tu am înțeles că tu știi cum a cerut George, Big George, până la în căsătorie. Nu știu. Ceva. Nu știu, la o partidă de Remi, i-a venit Joli și de bucurie. N-am înțeles, că jucă Remi cu mata și i-a venit Joli și de bucurie. S-a pus în genunți. Cum a făcut Nela? Extraordinar, George, nu credeam vreodată. Dar așa, bălbuit. Extraordinar, George. Am vorbit mai înainte cu ea. Pentru că e bolnav, Big George. Bolnav de la băutură sau... Bolnav așa că... Vezi că e jniță, nu-i prăjitura aia? Încă putut. Bun. Nu mă lasă să mă prăjituri. Nu bei din ăla? Nu, mulțumesc, nu. Deci ieri ai venit George. Nu. Am lucrat ieri și când am terminat internet. Cu dubă, cu tot ai venit? Cu mașina. Cu mașina de lucru? Am mașina. De acolo. Și nu ziceai nimic? De nu ai de lucru, alta mea. Îți dai seama, asta am furat-o din Italia. Dintr-o din aia. Ai de capul meu. Ce bun ai. Nu vreau peți un pic. Ba, că-s curios acum. Pune-ți. Deci extraordinar. Nici tămâios. Nici popchi nu bea așa ceva. Iau. Un pic mi-am pus și eu. Da, George, tu n-ai voie. Să mai pun suc. Nu mai aveam suc. Cafea? Ce bun e. Ei, suc. Ei. Fă și-mi eu cafea. Fă și la George, peți nu bea. Scargi-o. Peții, tu ai gagică? Da. Păi nu te-am văzut să vii la Corinda cu ea. Mi-ai răcunoscut. Da? Dar de unde ești? Din Cluj? Ha? De la școală? O terminat. George. Aia mai lucră? Nu, că s-i închis. Nu mai, s-au închis magazinile. Aia care lucra la electronice. Aia era cu 17 ani mai mare ca George. Nu? George, cu 17? Cu 3. Aia nu, mă, cu 3. Dar la George nu-i faci. Nu, cu forța, nu întrebi. Nu, te mă întrebi. Adăzarul de acolo. Tungă. Ce e o linguriță ne-ai pus? Adăzarul aici. Aia roșie. Adă linguriță. Te tumbli după carul până mai nervezi. Deci până ți-am pus-o chiar pe cuvânt. Vezi, poate nimeni strica bine.
A fost la colindat? Nu, a fost de un pic. N-a umblat la colindat. Pandemia? Nu. Dar nici coptie aia nici, mă. Coptie aia nici. Păi apătă nu i-a lăsat părinții. A? Păi apătă nu i-a lăsat părinții. Da, clar. Da, domnilor. Vă salută George, salută George. Salut. Alu să ne înțelegem, țucu.